Say I'm good-hearted, but I'm just criticized. Salutare, băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod și astăzi facem un episod mai special, mai exact facem o tradiție, băieți. Nu știu care sunteți mai noi pe canal, probabil nu știți, dar eu odată la două luni fac un episod mai special. Ca o tradiție, în fiecare sezon, atunci când se restează sezonul sau la sfârșit de sezon, sau acum, băieți, când e mijlocul sezonului, dar asta e, astăzi facem o tradiție. După cum v-am zis, odată la două luni facem o tradiție, un episod de top 20 regional, adică reacționez la top 20 regional, adică la îmbrăcămintea playerilor de pe regional și niciodată nu reacționez singur, deoarece ar fi plictisitor și întotdeauna caut o persoană specială sau un prieten. Și de data asta avem o persoană cunoscută, un prieten și o persoană mai specială, băieți, pentru că persoana asta a ajuns regional de atâtea ori, cred că are la fel de multe sezoane de Grandmaster ca și mine, dacă nu mai multe. Bine, eu am aproape toate sezoanele de Grandmaster, cred că și el pe acolo. Un level mare, cam cel mai mare din România sau din Europa, nu știu, asta puteți să contraziceți voi la comentarii, este vorba de nimeni altul decât Geo. Și Geo și-a făcut și cont de TikTok, băieți, așa că dacă vreți să-l căutați, aveți TikTok-ul lui chiar acum pe ecran, ssp.geo, și Instagram-ul lui la fel, ssp.geo. Și astăzi vom reacționa la top 20 regional alături de el. Așa că, băieți, hai să-l sunăm și să-l invităm la episod. Ok, fraților, și-am revenit alături de Geo aici. Geo, mă auzi? Da, da, salut, salut. Ok, salut și ție, probabil ai mai urmărit până acum clipurile și probabil știi ceva despre ele, nu? Adică știi ce ai de făcut. Da, e singurul ca YouTuber care te urmărește. Mamă, deja am emoții, gata, nu mai pot să filmez clipul ăsta. Bun, deci trebuie să intrăm pe scurt, așa trebuie să intrăm pe regional și reacționăm la top 20 îmbrăcăminte. Adică cum sunt îmbrăcați playerii de pe regional. Eu, din păcate, nu mai sunt pe top 20, așa că nu mai reacționăm la mine. Dar tu ești, așa că reacționăm la tine. A, bun, intrăm pe top, pe top 20. Ce zici? Sau sărim. Sau sărim, da. Mamă, cum e îmbrăcat ăsta. Ai intrat pe top 20? Da. Bun, bă, reacționăm numai la pet și la îmbrăcăminte. Bine, și la armă. În rest, n-avem treabă cu contul lui, cu levelul sau cu rank-ul, știi? Numai pe îmbrăcăminte. Am înțeles. Mamă, ce costumație are. Bă, se asortează puțin pe 90-ul ăla. Dar chiar sunt curios să văd ce note o să dai tu, pentru că, nu știu, ești... Păi, dracu, ăsta s-a luat ușor la început greu, apoi s-a luat chiar ușor. Da, păi l-am luat și eu destul de ușor. E oarecum, na, un 6-57. Cât ai zis? Pantalonii sunt, cum sunt. Da, pantalonii sunt. Bă, nu e nimic veteran pe el. Aia zic. Da, e îmbrăcat ok, adică uite, o să-i dau un 5. Eu sunt mai exigent așa cu notele, dar îi dau un 5 pentru că e cam player clasic, adică cam așa se îmbrac majoritatea playerilor, știi? În genul ăsta. Exact. Tu ce note îi dai? Un 6.57. 6.57, ok, bun. Hai să trecem la locul 19. Locul 19, locul 9, ia uite turcii. E turc ăsta, bă, sau e? Eu cred că e turc. Mamă, ce îmbrăcăminte. Bă, îmi place, nu pot să zic că îmi displace. Puritoare se asortează, petul se asortează. Când a roșu cu negru se potrivește. Tu ce părere ai despre, da, da, despre băiatul ăsta? Da, pot să pun o pereche de tenis dintre ei albi, în loc de adidas și așa. Da, 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 nu știu care e treaba, dar toți folosesc adidas și ăștia. Nu știu care e treaba cu ei. Da, și mie îmi plac, sincer. Dar numai că nu prea se potrivește cu ce are el, nimic. Ce notă? Da, lui o să-i dau un 7.50. 7.58. Care și maleta neagră, angelici, nu bă, sunt ceva veteran. Bă, uite. Dar se asortează cât de cât. Da, se asortează. Mie nu prea-mi plac ochii aia, că n-are nicio legătură cu nimic, dar, na, sunt ochii albaștri, cum ar veni și, na. Bă, îi dau un 7, hai. Na. N-are nimic veteran foarte wow, dar îmi place cum e îmbrăcat. Să zicem un 7, na. Mergem mai departe, pe top 18. Ia să vedem. 18. 23.000 de puncte, bă, dar nu e chiar așa de departe, regionalul. Mai... Ar fi urât la ăsta să îi dau mai puțin sau mai mult, pentru că tot acolo bate, numai că nu are maleta, are vigilentul. Da, are vigilentul, dar îmi plac și ochii de data asta. Parte, petul, uite, petul chiar n-are nicio treabă. N-are treabă, da. Tot 7.58, pentru că totuși are o costumație cât de cât ok. Ba, cred că o să merg și eu tot pe puțin se potrivesc cu vigilentul. Da, da, da.
Cred că o să merg și eu tot pe acolo pe un 7, tot un 7 cum mi-am dat și lui celălalt. Îmi place, dar n-are nimic veteran, ceva wow, știi? Exact. Bun, top 17, nu? Ia să vedem. Da, da. Top 17, ia să vedem cu ce ne... Mamă, bă, dar e pe aceeași stil, numai că pantalonii, mere spuritoare la fel, bluza la fel. Se îmbracă de la același second hand. Da, da, da. Da, îmi place, uite, băiatul. În schimb, ăsta chiar e mai praf. Dacă eu cred că o să-i dau un 6, sunt chiar curios că o să-i dai tu. Bă, mie îmi place stilul ăsta cu pantaloni, îmi place. Nici nu mai știu unde a fost pantalonii ăștia. Mai știi ceva de ei? Pe unde au fost? Nu mai știu. Nu mai știu nici eu, habar n-am unde-s. Machiajul nu prea mă încântă, dar așa parcă ca, nu știu, ca costumație. Îmi place părul. Părul, sincer, îmi place. O să-i dau un 6, hai mă, și 50, na, să zicem. Deși, dacă schimba machiajul ăla, cred că îi dădeam puțin mai mult. Nu știu, îmi plac mie pantalonii ăștia de undeva, nu știu unde s-au băgat, dar îmi plac. Bun, mergem mai departe. Cu top 15, nu, 16 regional, ia să vedem. Da. Și băiatul ăsta are pe sub 4. Ok. Să știi că ăsta e veteran, nu știu de ce s-a îmbrăcat așa. Da, păi văd că are pe sub 4. Nu e rău, dar... Da, se putea mai bine. Cam costumațiile ar fi putut să fie mai wow. Da, bă, nu-mi plac pantalul fusta. Pe total îi dau un 8, 8.50 chiar. 8.50, mie nu-mi place fusta. Nu știu, nu-mi place așa. Da, uite, îmi place că se sortează papucii. Da, da, da. În afară de fust îmi place totul, adică e ok. AK-ul nu prea se potrivește, dar merge apuritoarea aia cea mai scumpă de la incubator. Cu papucii. Da, 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 merge cu papucii, da, am văzut. Bă, îi dau un 7, nu știu ce, am de 3 conturi încoace, numai 7 dau. Merge mai departe, hai să vedem, top, stai, top 15. Unde ești 15, ia uite-l. 15, 15, 15 și... Ia uite-l, mă, ce intrare și-a făcut băiatul ăsta. 25.000 de puncte, ia să vedem. Tipic. Tipic, da, tipic. Blugi acolo. Bluza asta de la... Nu mai știu de unde a fost bluza asta, dar... Bă... Bă... Nu este nici rău, un 7.50, 7. 7.50, mie nu prea îmi place, nu-mi place moaca lui, nu știu ce caracter e ăla, dar nu-mi place. Nu știu, are părul... A, părul îmi place și mie. Da... Mareta de la... Da, știu și mareta și părul, dar ideea e că nu-mi place, nu-mi place fața lui, nu știu ce caracter e, e urât așa, e mai negru, e mai... Nu știu, nu prea-mi place. Bă, o să-i dau un 6, nu-mi place costumația lui. Chiar nu-mi place, dar am să nu-i dau 5 să fie clasica, hai, să zicem mai mult. Top 14 regional, ia să vedem și aici e Geo, mă, ia hai mă, bă, eu trebuie să-ți dau notă, tu nu știu dacă vrei să-ți dai singur. Eu o să mă abțin, n-o să dau notă. O să te abții, ok, bă, ia să vedem, mamă ce intrare ai. Bă, n-am ce să zic, adică uite, pantalonii, mi se pare că am mai făcut o dată, tot așa, un top 20 regional și era îmbrăcat aproape la fel, sau dacă nu mă înșel chiar la fel. E costumația ta preferată sau ceva? E costumația ta preferată asta sau o porți des? O port des. A, înseamnă că de-aia te-am mai văzut toată. Care m-am. Da, da, da. Bă, uite, am să mai iau de petul tău că nu se asortează. Dacă ești pe tine, hai să vezi, gen katana îmi place, se asortează cu papucii, cu tot se asortează. Și cu bluza, și cu pantalonii, cu tot. Și cu ochii se asortează. Îmi place cum e costumația, numai că atâta petul. În rest, cred că îmi place toată costumația. E mișto, e și veterană. Am să merg pe un 8.50. Îți dădeam 10, numai că dacă e cineva cu PS1 sau sezonul 2 de eroi, știi, lui ce mai dau, știi ce zic? Știu. Da, de aia zic. Și cred că așa ți-am dat și tura trecută, dacă nu mă înșel. Bun, mergem mai departe pe top 13 regional. Ia să vedem. Turci, bă, dar e plin de turci pe aici. Ia uite alba cum vine. Ce intrare și-a făcut. Nu-mi place pe nu, nu e ceva, vreun veteran, vreun... Da, 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 cu PS1 ceva. Bă, să vedem și noi ceva frumos. Da, îmi place cum e îmbrăcat. Așa pe negru tot. Da, nu este rău, are și maleta neagră. Uh-huh. Și uite, nu este... Da, că roșu cu negru se potrivește. Și uite și papucii de data asta merge cu Angelica lui, că e albastru. Da, da. Bă, îmi place, îi dau un 7.50. Tu? Chiar 8. Deși nu are veteran. Da, e mișto îmbrăcat. E mișto îmbrăcat. Chiar 8. Bun, hai să mergem mai departe cu top 12.
Umut, bă, pe ăsta îl cunosc. Cred că am dat de multe ori de el în meci. Îl cunosc. Mama, e costumața aia clasică de Grandmaster. Da. Da. Și frumos părăitoarea galbenă cu pieptul merge. Da, 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 și cu părul se asortează și bine. Pieptul îmi place cum îi stă. Nu are nimic veteran pe el, gen din PS-uri, dar incubatorul cel mai scump, frumos, frumos. Da, 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 îmi place și mie. 9.50, oho, aproape de 10. Bă, o să-i dau și eu un 8. Da, dacă te-ai dat tu aproape de 10, bă, să nu dau un 7, știi ce zic? Dar nu, chiar îmi place, adică îi dau un 8, că chiar îmi place, uite. Place. Uite, are păritoarea galbenă care chiar îi vine belea cu... Da, 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 și dacă te uiți de la spate, la fel se sortează foarte bine și părul și tot. Bun, da, da. Mergem mai departe cu top 11. Ia să vedem. Top 11, bam, bam, bam. Bă, costumație clasică. Prăitoarea asta a fost la un event acum de curând, dar nu știu dacă e așa de bună, dar îmi place cum se sortează. Nu, chiar a fost prăitoare, cum ar veni nouă între ghilimele. Uh-huh. La incubator era singura care nu a fost. A fost la ceva eveniment cum e Diamond Royale-ul. Da, 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 ceva genul ăsta, am văzut-o. Da. Măi, ca și costumație, lăsând astea, un 7.50 dau pentru că te... Da, 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 mie nu-mi prea îmi place. Nu-mi place că gen are pantaloni ăștia așa oarecum groși pe el și în picioare are, știi ce zic? Are și labi. Da. Mergea aia albi, gen papuci aia clasici. Da, în fine, bă, îi dau și un 6, îi dau. Îi dau un 6, nu știu, nu prea sunt fan costumați de genul ăsta, dar îi dau un 6. Bun, hai să mergem mai departe. Top 10, nu? Sau? Da, 10. Da. Oana. Uite, avem și români prin top. Mama, ce costumați. Și cu cuțitul în mână, ia uita-l. E leu băiatul ăsta. Ce părere ai despre costumația lui? Bă, e frumușel. Nu e rău. Toate culorile din lume le găsești. Aha. Uh-huh. Și puțin tatuat. Da, și... golănat. Chiar uh-huh. Un 8.50 îi dau. Un 8.50. E golan. Bă, îmi place cuțitul ăsta care l-a luat în mână. E mișto, îi stă bine așa, știi? N-are nicio animație, nimic. Pare așa, golan. Și îmi place, uite, să sortează și cu petul cât de cât. Îi dau și eu un 8, hai, un 8 îi dau. Chiar îmi place costumația, e mișto. Bun, mergem mai departe cu top 9 și de acum ar trebui să fie mai interesant, că, na, urcăm în top, cum ar veni. Din ce în ce mai sus, ia da, să vedem. Din păcate, băiatul ăsta, bă, e mișto îmbrăcat, dar la fel, parcă are ceva, nu știu, de Grandmaster. Mereu când văd un player la rank și îmbrăcat de genul ăsta, mereu zic, bă, ăsta e Grandmaster. Și mereu e Grandmaster, da. Cum o uit la el, știi? Da. Uite, vezi tu, papucea aia. Asta vreau și să zic. Ar fi putut să... Da, bă, mie îmi place petul. Petul e preferatul meu. Așa din centru, să zicem. Da, mie îmi place petul. Petul e preferatul meu. Da, și se și asortează cu pieptul, cu pantaloni, da. E ok. Da, și la față și e ok. Și barba, ochelarii și alea, iar se asortează cu pantalonii, e ok. Uh-huh. Dar papucea aia chiar nu... Da, papuci ăștia nu au ce trebuie să zicem. Da, dar eu... merită, un 7.50 merită. O să-i dau și eu un 7, n-ai dau. Îi dau un 7, îmi place cum e îmbrăcat. Mergem mai departe, ia să vedem. Top 8. Top 8 regional. Da. Ia să vedem. O, altceva? Ăsta e pe stil geo? Alt persoană. Uite, Petu se potrivește cu bluza. Da, da. Părăitoarea aia putea să aibă cobra sau ceva cu roșu și era beton. Da, mie nu plac pantalonii din prima. Uite, are litul 6-7 pe el. Uh-huh. Bluza se potrivește foarte fain cu maleta, chiar dacă maleta este neagră. Da, se asortează și cu petul bluza. E totul dintr-o bucată. Super, uite, lui chiar îi dau 9.50. 9.50, bă, îmi place, ceea ce nu-mi place sunt pantalonii, cred că putea să pună altceva care s-a asortat mai bine și ochii, în rest chiar îmi place, e îmbrăcat super bine. Îi dau un 8.50, mă, na, un 8.50, nu știu, sau, da, pe acolo, un 8.50 pe acolo, oricum. Nu e foarte veteran, are PS1 și așa ca să-i dau o notă mai mare, dar îmi place cum i-a sortat și e și veteran. Mergem mai departe cu top 7 regional, ia să vedem. Cu ce ne încântă băiatul ăsta. Oale. Deși nu are elituri pe el, foarte frumos a potrivit din punctul meu de vedere, adică păi e, îmi place. Păi bă, Geo, e costumație full, e full bundle, de aia se potrivește așa. Nu este full bundle. Nu e full bundle? Nu,
O am și eu electric, și nu este full bundle. Nu-i cu pantaloni? Pantalonii sunt din alt, nici nu știu, uite ce cât de faini sunt. Puteam să jur că sunt cu pantaloni, bluza cu pantaloni și cu părul. Pantalonii de la bluză sunt, bat mult angelical, știi? Am și o costumația, o știu, e... Da, bluza îmi place, bluza îmi place. Băiatul a potrivit. Da, părul? Cu păr și cu da. Da, părul e de la bluză? 8,50, chiar 9, chiar eu știu că tu pui eliturile în față. Da, 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 nu, pun pe veteran. Chiar îmi place. Bă, nu sunt foarte încântat. Dar părul e de la costum, de la bluză? Nu. Nu e de la bluză. Bă, e ok așa, adică se asortează toată costumația, doar că nu-mi place mie. Uite, nu-mi place aia de la gură, bandana. Și pantalonii chiar nu-mi plac, nu știu de ce, nu e pe stilul meu. Dar o să-i dau un, nu știu, un 7,50. Asta e nota mea. Mergem mai departe. Hai să vedem, top 6 regional, ia să vedem. Cu cine încântă băiatul ăsta, totul mă vine cu mașina direct. Direct cu mașina, mamă, e niște îmbrăcat. Este tipic pentru piept și așa. Unde îmi place că se asorteze cu katana. Mie îmi place mult pieptul ăla, l-am și eu. Și mie. A fost unul dintre incubatoarele mele preferate, de-aia o să-i dau un 7,50. Ar fi putut să potrivească, în afară de papuci și pet, care se potrivește cu papucii, nu se potrivește nimic. Bă, pieptul ăsta îmi place, pieptul chiar e, cum ai zis tu, unul dintre incubatoarele mele preferate, doar că nu l-am. Adică l-am, dar nu e pe cel mai scump. Ce nu-mi place la costumația asta, cred că sunt pantaloni. Deși se asortează, e ok, dar mergeau altceva. Parcă Angelical, parcă nu știu, parcă Angelical se potrivește peste tot. Nu știu, ori sunt obsedat eu de Angelical. Nu ai ceva care să le potrivește, vină ați să pui Angelical și te-a scos din... Da, 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 te-a scos din orice. Bă, îmi place cum e îmbrăcat, îmi place toată costumația, doar pantaloni atâta. Îi dau un, bă, nu știu, un 7,50. Chiar îmi place costumația, e mișto. Și la fel, e tipic Grandmaster, adică dacă vezi un player îmbrăcat așa, zici, bă, e Grandmaster ăsta. Bun, unde am rămas? La top 5, dacă nu mă înșel, nu? Da, da. Top 5, ia să vedem. Opa, ăsta e stil de la clasic. Zici că e player de rumuri. Da, fotbalist. Da. Bă, chiar că fotbalist. Nu e rău, adică pentru mine e fain. Dacă nu mă înșel, chestiile astea s-au dat la codurile de la... Da, tot ce are pe el, în afară de bandana aia, e gratis. Da, dar pentru lucruri gratis este îmbrăcat chiar super. Da, e îmbrăcat mișto rău. Eu îi dau un 7,50 pentru stil. Da, adică știu să le asorteze. Nu-mi place arma, nu se potrivește cu nimic. Și da, petul... A stricat puțin. Da, petul e ok, că e alb, e pe acolo. Adică nici nu se potrivește, dar nici nu încurcă. Da, 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 nici nu se potrivește, dar nici nu încurcă, știi? Bă, îi dau un 6,50, îi dau, îmi place. E ok. Îmi place. Pentru chestii moca, chiar îmi place. Bun, mergem mai departe. Top 4 regional, ia să vedem. De acum ar trebui să crească notele, zic. Acum hai să vedem. Mamă. Bă, e ok costumația, dar nu știu ce da, să zic. Da, este ok, nu este rău, chiar se potrivește puțin, arma îl strică puțin din mână. Da, da, da. Dar nu suntem noi... Ce, eu nu sunt... Cred că îi place să joace MP5 cu atașament. bă... Un 7,58, pentru că totuși are o costumație ok. Nu sunt... Bă, bluză... Gura și ochelarii au fost scumpi, adică gen... La ce event au fost doctorul respectiv, au fost scumpe. Au fost scumpe, bă? Chestii scumpe pe el. Da, uite. Și atene și sunt tipi. Îmi place că se asortează cu petul, bluza. Și aia de la gură, îmi place că se asortează cu bluza, la fel. Nu știu, pantalonii la fel, parcă merge Angelical, el albastru. Dar îmi place, îi dau un 7 eu. Tu cât ai zis că îi dai? Chiar 8. 8, bun. Eu îi dau un 7, rămân la 7. Hai să mergem mai departe cu top 3 și să sperăm că ne încântă cu ceva, că uite, are sezonul 7 de eroic, bă, că. Dar nu l-are pe el, din păcate. Bă, e costumație mișto asta. Îmi place.
da, la asta mă uitam. Păcat că nu are ceva mai veteran. Dar, în schimb, ca și costumație, fără elituri, că nu știu de ce mă prostesc eu cu eliturile de la tine, mă iau. Da, nu știu, am zis să dau note mai mari videoclipurile, dar în schimb mie îmi place, chiar îmi place, dau un 9. Un 9, bă, mie îmi place mult bluza. Bluza, chiar îmi place foarte, da, mult bluza asta. Da, pentru bluza am dat nota asta. Nici nu mai știu, știu că a fost de curând, n-a fost poate foarte veche, dar nu mai știu unde naiba, a fost la un event ceva. În fine, bă, îi dau un 8. Un 8, îi dau că chiar îmi place, din cap până în picioare e îmbrăcat super bine, se asortează tot. Bine, purăitoarea, dar e cu negru și se asortează, e ok. Și petul se asortează cât de cât, acolo puțin alb de la Angelical și puțin de la păr, e ok, e ce trebuie. Bun, mergem mai departe cu topul 2 regional, ia să vedem, aici avem numai turci. Ia să vedem, 38.000 de puncte aici, dar nu comentăm, altceva. Da, Han. Elitul 7 și 8 sau 9, nu mai știu, nu mai rețin. 7 și 8 cred că e. Bă, îmi place. Îmi place, uite că... Da, 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 are și Angelical. Parcă merge mai bine ăla, nu? Chiar se potrivește, uite, părintarea se potrivește puțin cu bluza, are puțin galben bluza. Petul se potrivește și cu pantalonii și cu... Și cu bluza la fel. Da, și cu pantalonii și puțin cu bluza. Un pic, acolo aduce, că e puțin roșu. Și lui o să-i dau un 9. Eu. Un 9, bă, îi dau și eu, uite, îi dau tot un 8.50. Cum ți-am dat și ție, cum i-a dat și lui băiatul ăla. Nu știu, îmi place din cap până în picioare cum e îmbrăcat, dar nu pot să-i dau nici 9, nici 10, că, na, PS1, PS2, la astea ce mai dau, știi? La sezonul 2 de eroic, dacă găsim sau ceva, știi? 12. Bun, hai să mergem mai departe. A, 11, 12, da, gen... Bine, eu dau de la 1 până la 10, știi? Top 1 regional, ia să vedem. Să vedem cu ce ne încântă băiatul ăsta care are 42.000 de puncte. Eu, uite mă ce a urcat băieți. Bă, dar pe ăsta de când îl cunosc eu, numai așa se îmbracă. Da, îl aveam și eu la prieteni, mă jucam cu el, așa se îmbrăca. Bă, da, e ok, are bluza, e de la Incubator, cred că. Da, de la Incubator, este pantaloni tipic, pase de diamante și tenis. Da, băi... Bă, puțin dezamăgit, adică tot ești top 1, măcar puteai să-ți iei ceva mai wow. Sau da, pentru că se uită toată lumea, gen pe tine. Chiar dacă ți-l faci butucănos sau știu eu, slim, dezbrăcat cu mâinile în buzunar, ar fi trebuit totuși. Și nici prăitoare, dacă nu mă înșel. Prăitoare e maxată sau nu e maxată? Că nici nu-mi dau seama. Nici eu nu-mi dau seama, dar mă gândesc că e. Cred că e maxată, în fine. Bă, îmi place, uite, capul, îmi place cum e îmbrăcat cu bandana și cu părul, e ok. Deși părul a fost dat moca. Și bandana a fost la un top-up. Și bandana a dat numai cel tot moca. Nu, bandana a fost la un top-up, ultima dată, că ții minte că am luat-o eu ultima dată. Da, da, top-up, ai dreptate. Da, da, top-up. Bă, eu o să-i dau un 7.50, sincer. 7.50? Bă, nu-mi place petul, chiar dacă puțin, puțin se sortează petul ăla, nu știu, nu prea-mi place, nu-i pe gustul meu, dar uite, o să-i dau un 7, că totuși e și el pe aici, e top 1. Dacă era să... Bine, de fapt, am zis că dăm strict pe costumație, așa că, bă, îi dau un 6, nu știu, nu-mi place, nu-mi place. Îi dau un 6. Bun, vrei să mai dăm note, gen să ne dăm așa și între noi? Adică eu ție, bine, eu deja ți-am dat și tu mie. Bine, sau... dar hai că-ți dau eu ție, stai să te găsesc, top 60. Da, dar poți să ieși afară și te uiți pe mine direct, că-s cu tine în grup. Două secunde. Îs pe 60 și ceva, nu mai știu cât. Ai găsit. Ai găsit, bun. Uite, ai sezonul 10 de la Heroic. Ai bine, ai veteran. e veteran cât de cât, da. Papucii sunt puțin cam butucănos. Da, 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 știu, s-a luat toată lumea de mine, de papucii mei. Dar nu știu, îmi place mie așa cum... Dar sunt sigur că ai scarul, puteai să pui scarul, da? N-am scarul, dar am purăitoarea maxată, n-am scarul deloc. Îl am pe ăla cupid. Sau purăitoarea, mă refeream ceva cu roșu și erai... Da, 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 da. Petul e chiar ok. Petul îmi place, chiar nu știu. Okay. De când mă joc... Mie îmi place petul. Numai cu pișul că mă joc. Nu te deranjează. Mai, uite, și ți-o să-ți dau un 8.50 pentru că ai sezonul 10 de Heroic pe tine. Chiar un 9, Gabi, și nu o fac. Ba, băi, eu ți-am dat 8.50, mă simt nașpa deja. Dar nu ai de
ce... Tu dai notele după cum vrei tu. Da, dar eu de aia... După cum cred eu. De asta port mereu costumația asta. Uite, dacă te uiți de la spate, vezi bluza, se potrivește exact cu pantalonul angelical. Și papucii sunt puțin mai mari așa și ies așa roșu din ei și îmi place când mă joc cu ei, nu știu, așa îmi place mie. În fine. Bun, bă, cam atâta, Geo, vrei să mai zici ceva de sfârșit de episod? Nimic. Ok. Îți mulțumesc. Asta vreau și eu să zic acum. Îți mulțumesc că ai participat acestui episod și acestui video și că ai fost aici alături de noi. Eu am fost Gabi, el a fost Geo, nu uitați să-l căutați și pe Instagram, aveți chiar acum pe ecran Instagram-ul lui, plus de asta uitați-l și la profil, ss.geo. Eu am fost Gabi, el a fost Geo și vreau să-l uitați.